Aceștia trebuie să se supună deciziei managerului care vrea să-i disciplineze și să-i responsabilizeze, a arătat directorul medical al Spitalului Județean de Urgență, dr. Doina Elena Ganea-Motan. Ea a precizat că detașarea s-a făcut pe o perioadă de 2 luni, iar la UPU se va întoarce doar cine merită, întrucât calitatea serviciilor din această secție, poarta de intrare în spital, este extrem de importantă. Măsurile administrative au fost luate atât în urma unor controle care s-au făcut și noaptea, a unor reclamații, dar și a faptului că brancardierii nu au fost atenți la amânuirea tărgilor și au lovit computer tomograful, defectându-l. În total au fost mutați din UPU aproximativ 30 de angajați, majoritatea brancardieri, dar și câteva infirmiere. A fost detașată și asistenta șefă. Deficiențele în privința calității serviciilor, în special a personalului auxiliar, de brancardier este vorba, și de infirmiere, dar mai puțin din acest punct de vedere. Și ei se vor supune decizii managerului, care conform legii 95 are acest drept, pentru a-i disciplina și responsabiliza, conform fișei postului. În privința infirmierilor, pentru că aici deficiențele sunt mai puțin concrete, urmează ca asistenta șefă din unitatea primirii urgențe și șefele de tură să-și facă echipe, creând un echilibru, armonizând, să spun, pe cele cu vechime și cu calificativ maxim de calitatea serviciilor pe care le-au practicat până acum, cu cele care sunt mai noi sau care au, să zic, o calitate suboptimală. Datorită unor nereguli care au apărut în activitatea, în special a brancardierilor, care n-au fost atenți în manevrarea tărgilor cu care au lovit masa tomografului, pentru care trebuie să apelăm la service. Noi beneficiem de un tomograf extrem de performant. Nu știu, în Moldova doar Bacău, dar nu sunt sigură că are un asemenea tomograf care trebuie folosit pentru diagnostic de finețe. E vorba de 64 de slice-uri. Și chiar dacă n-ar fi fost atât de performant, este un bun al spitalului pentru care s-a investit foarte mult, care este foarte necesar într-un spital necesar de urgență, cum suntem noi, și zonal pe deasupra. Și nu este normal ca să nu fie atenți și să nu-și ia răspunderea asupra stricăciunilor pe care le fac. Și la gradul de implicare pe care noi, ca și comitet director, îl avem, la condițiile care s-au creat de muncă, pe de o parte, angajaților și pe de altă parte, pentru pacienți, pentru a beneficia de alte standarde, spre deosebire de multe alte spitale care nu beneficiază de o asemenea organizare și dotare UPU, mi se pare că suntem absolut îndreptățiți ca să fim extrem de exigenți în aceste cerințe. Și să nu facem rabat de la acest principiu. Este dreptul lor să protesteze și nu ai cum să-i împiedici să facă acest lucru și în momentul în care se simte neîndreptățit serviciul, UPU este extrem de vizat de toate categoriile de angajați datorită sporului pe care îl au și care îi apropie ca salarii, nu mai știu amănuntul așa la ultima cifră să spun, dar salariile sunt aproape compatibile cu cele din Uniunea Europeană. Deci este un sector foarte vizat de angajați de toate categoriile profesionale. Directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Suceava a mai anunțat că pacienții vor avea de completat chestionare de feedback.
Preocuparea este maximă pe tot ce înseamnă grad de satisfacție al pacientului.